36 de autori din 26 de țări participă la cea de-a 10-a ediție aniversară a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2018. România este reprezentată în competiția Povești Europene de scriitorii Ioana Pârvulescu și Claudiu Florian. Institutul Cultural Român de la Bruxelles și Radio România Internațional te invită să votezi online scriitorii români până pe 21 octombrie 2018 accesând anniversary.eu prizeliterature.eu EU/vot. Câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2018 va fi anunțat în cadrul festivității de premiere, ce va avea loc la Viena anul acesta pe 6 noiembrie. 10 persoane norocoase dintre cele care votează vor câștiga o călătorie incitantă la Viena pentru a se alătura ceremoniei de premiere în noiembrie 2018. Asigurați-vă că ați votat scriitorul preferat înainte de 21 octombrie.